mãe te va... Ban! Ban! Salut, mă, șacalor! Ce faceți? Vreau astăzi o zi mare, o să facem before and after la camera mea cu ajutorul celor de la Genesis. Puștule, dă-mi și mie pachetul ăla. Dă-mi, te rog eu, coletul ăla. Deci nu vrei să vedeți ce e aici. E ok, hai, dă-l, dă-l. Poți să ridici? Okay. Iată-l, opa, aruncă-l, aruncă-l. Uite! Hai că noi intrăm ca... Bă, mă, hoațe, că e cât camera mea, ești nebun. Uite aici, bro, ce-am făcut. Opa, hâți, Johnule. Hai să facem... Uite, dacă constați, avea să vede pe cameră. Bine, e ok. Înainte să-l despachetez, vreau să vă zic să nu uitați să dați un like, frate, și să nu, dacă vreți, dacă vă placă produsele, aveți linkul de la Genesis acolo în descriere. Bun, hai să facem before and after, adevărat vă zic. Ia uite-l, Johnule, cum taie. Mamă, cred că am tăiat tot asta, trebuie acolo. Hop, ca să vedem cu toți, adică și eu și voi, și noi și voi, și toți ca noi, adevărat. A, deci o pus de astea să tragă la kilogram. Bine, bă, Genesis, bă, să vă iau mama la... Avro, fiți atenți ce e aici, e o nebunie de pachet, ești nebun la cap. Uite, hâi, Johnule, ce e aici. Mi-au pus oamenii un backpack, ești nebun la cap. Ăștia chiar, băi, eu le-am cerut, dar ești nebun, chiar nu-l pus, fii atent. Ho, mamă, să vezi cum mă flex, Andru, cu ăsta aici. Hâi, ia uite-l aici, ia, prinde-l și tu. Cum e? E mare, ești mediterii, nu? Acum să-i folosesc chestiile astea, sper doar să nu fie de alea, că au vreo 2 kg fiecare. Dacă trag la kilogram, eu... Deodată energizant, bro, ăștia-s nebun, bă, mi-a luat energizant, e Genesis. Genial. Bă, dacă nu au fost bălangii, bă. Le-am zis să-mi deam auzi pe și-o zis că nu-mi dau ăștia, bă, fii atent cum se deschide, bro. Wow, confeti, bro. Opa, Johnule. Când mi-o pun cap la plapă, să moare ce vrei. Că mă culc aici. Am nebunit. Păi mâncați, nu știu cum să zic. Mă înțelegeți, like, dita mai e chestie. Big thing, you know. Bă, mi-o dat căști. Uitele mele sunt aici, bro, dar vai din capul lor. Hai să vedem ce mai, ce mai e. Bă, mai e ceva. Bă, bă. El Krypton 700, el Krypton. Le petit Krypton, hai să le arăt energizat. Vreau să le fac unboxing la toate, bă, ce meu. Bă, mi-o dat până la urmă. Se vezi că... Ceasă îmi dezbagi mouse-ul și o bagi acum, o bag în mijloc acolo, bro. De mult așteptata chestie în familia Benjamin. Este această tastatură, bro. Ce trebuie să pe mai șmechiră, bă. Știi că la noi nu mai mergea nimic. Tastatura s-o strica, mouse-ul s-o dus, nu mai merge nimica. Oh! Oh! Bă, deci mulți idioți care fac unboxing la tastatură, știi ce nu fac? Nu apasă pe ea, bro, e tastatură mecanică. Bă, mi-a scris parola în continuu. Bă, deci am tastatura, am energizantele. Bă, poți să mai întorci așa, o leacă cală. Uite, bro, cât ești aici, bro. Bă, e nebunii totală, bă. Fiți atenți care a fost copa acestui videoclip să fac before and after. Deci eu acum o să vă arăt camera mea cum arată și după o să vă arăt pac, făcute șmecheră cu... O să vă arăt cable management, o să vă arăt toate chestiile. Vedem cum e să ești nebun la cap. Poți vedeți, o să vă placă, așa că rămâneți cu mine, bro. Deci în momentul de față cam așa arată camera mea, bro. Uitați-vă cum este. Este o nebunie curată, bro. Este jack peste tot, inclusiv acolo la... N-avem cable management, avem chestii jegoase, dar... În schimb, fiți atenți cum o să devină acum. Fistar, bro, uite-le cum se duc, bro. Lumea mă supremă. Deci fiți atent, chestia asta, ia de v-am zis eu. Uite, John, mamă. Bă, dar e metal, ești nebun la cap, ține-o mână. Bagi mouse-ul în ea, știi, ca să ți-l ține. Ia uite-l. Ia uite, John, e așa. Ia vedem, mai ești pe aici. Stai că nu ține, te filmezi pe tine sau filmezi asta? De aici începe în cable management-ul, ăsta o să stea. Ca să-mi bag altceva aici, să-mi bag gen căști, nu? Să nu mai conectez sus. Știu, ca asta-i tastatura, bro, e genială. Ce-o găsit? Bă, pune-le să spela pe la două. Cam asta-i camera, frații mei. Cam așa arată. Am pus două monitoare aici corespunzător. Am pus tastatura. Ia. Iau, stai. Hăi, Johnule, mouse-ul aici, acolo avem sistem de mouse care trece prin partea aia fără să așa, pac. Iar aici jos am făcut un cable management extraordinar, adică arată foarte bine, uitați-vă ce bine arată jos. Aici trebuie să mai lucrez, în schimb mi-am lipit priza pe perete, totul e fain. Acolo sus arată bine, mi-am pus și boxele până la urmă, căștile nu le-am conectat, le-am lăsat pe alea. Da, tastatura aș face de capul ei acolo cu macro. Uite, mouse pe duce mare aici, aha. Cam asta e treaba broilor, uite aici frumos, sunt corespunzător, avem o cameră și noi faină în sfârșit. Eu sper că v-a plăcut, îți strup de obosit, am stat undeva la 4-5 ore să fac tot setup-ul ăsta și nu mai... Mersi mult, Genesis, am zis cine pune așa, îi dau camera aia de acolo, nu, căștile alea, cine vrea, le dau numai să pună, cum am zis noi de la Genesis, aveți link-urile în descriere.